25. A? Deci a zis Mitică că ați făcut cel mai tare transfer de număr 9 care putea să-l faceți. Băi, știi cum l-am luat? Nu. Mie mi-era așa, să zic, știi, că tot îmi plăcea de el de mult. Și mai spuneam eu așa, aia, cu tare talala de mulți ani. Mă, dar de ce nu, nimeni nu-l ia pe ăsta, mă, că ăsta mi-mi place de el. Ori ziceam că sunt eu prost și nu mă pricep la fotbal. Mă, și acum când am văzut eu niște faze, cum a preluat el acolo, cum a zadus cu tare, cum în viteză, în forță, va da la poartă. Păi zic, ăsta mă, puțin, are calități omul ăsta, înțelegi? Puternic, înalt, cu tare. Eu să iau eu, mă, ca să fiu sigur, de nouar. Și am zis, hai să-l întreb pe Tănase. Și l-am întrebat pe Tănase, bă, ce părere ai? Și mi-a zis, dumneavoastră vedeți exact ca mine. Cum văd ca tine? Păi ce, pe ăla-l văd eu, nouar. Cam aproape cel mai bun din România. Mm-hmm. Păi cum îl vezi tu așa, i-am zis? Păi așa-l văd eu. Păi bă, dacă și tu-l vezi așa, atunci să fie așa. Și l-am luat. Nu, dar de ce să nu fie? Pentru că mingea, am văzut, nu se lovește ca de perete. Nu. Nu? Uh-huh. Forță are. Șut, uh-huh. Execuția îi dă de la poartă, de la distanță. Uh-huh. Intră în gaură, primește, adică simte golul. De ce să nu fie? Nu? Uh-huh. Nu, o să fie... Mai ales că va fi aici pregătire la noi alta, nu ca acolo pe unde a fost el. Uh-huh. Adică țesut adipos va fi mai puțin țesut adipos.